Ursul și-a făcut din nou apariția la Predeal și a fost filmat la câțiva metri de un turist aflat pe pârtie cu copilul lui. Cel care a înregistrat secvențele era în telescaun și a alertat autoritățile. Ursulețul este același care în urmă cu o săptămână a gonit pe pârtie alături de un schior. Autoritățile intenționează să-l mute, dar specialiștii spun că nu așa se rezolvă problema. Urșii se apropie de oameni în primul rând pentru că știu că primesc mâncare. Imaginile au fost surprinse de un schior pe pârtia sub teleferic din Predeal. În momentul în care a văzut ursul, el a început să strige în încercarea de a-l goni. Animalul venea în viteză către cei doi schiori aflați pe pârtie, un adult și un copil. Cei doi nu mai știau încotro să o ia ca să scape de pericol. Cel care a surprins imaginile a sunat la 112. Apelantul a spus că mai sesizează prezența unui adult și a unui copil pe schiuri, pe pârtia deschisă, deși acea pârtie, cel puțin teoretic, era închisă. În momentul în care discuta cu dispecerul nostru, a început să facă zgomot, să facă larmă, probabil ca să îndepărteze acel urs. Animalul se oprește și pare ușor descumpănit. Privește în jur, dar nu se îndepărtează. Apoi, în ciuda gălăgiei, se îndreaptă către telescaun, de unde veneau strigătele. Hey! Hey! După ce traversează pârtia, ursul intră liniștit în pădure, fără să se uite la cel care încerca să-l sperie. Specialiștii spun că așa trebuie procedat, de fiecare dată. Nu vrem ca animalul sălbatic să ne devină prieten. Așa că de fiecare dată zgomotul, incomodarea acelui animal fără să facem gesturi agresive, cred că este absolut vital. Ursulețul filmat acum este același care, în urmă cu o săptămână, a gonit pe pârtie, după un schior care astfel a reușit să îl atragă și să îl îndepărteze de oamenii care se aflau în zonă. Gestionarul fondului de vânătoare a cerut la Ministerul Mediului mutarea animalului. Mâine se va emite ordinul de ministru. S-a stabilit unde va fi relocat sau ce se va întâmpla mai exact cu ursul? Decizia va fi luată de către specialiștii din cadrul Ministerului Mediului până mâine dimineață. Deci există și posibilitatea relocării și posibilitatea extragerii. De fapt, nu este o relocare o soluție ideală. Cred că 80% din exemplarele relocate creează probleme în altă parte. Cred că trebuie să elaborăm și să ieșim cu un ordin de intervenție și prevenție, așa numite zone de frică, și să ținem, prin care să putem să ținem urșii la distanță, respectiv un management mult mai eficient în ceea ce privește specia. La Predeal, de la începutul anului, jandarmii au primit 23 de apeluri care semnalau prezența urșilor în zonele populate ale stațiunii. Pe mine ce mă șochează în acest moment? Cât de încet se mișcă autoritățile? Avem aceste probleme de zeci de ani. Ar trebui să existe proceduri foarte rapide și foarte scurte și avem tot know-how-ul ca să facem acest lucru, că în astfel de situații o echipă de mixtă de experți să intervină foarte rapid. Reprezentanții fondului cinegetic spun că în jurul stațiunii Predeal sunt 5 urși care obișnuiesc să apară în zonele populate. Animalele sunt atrase în primul rând de resturile de mâncare, de la tomberoanele de gunoi. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.